Am marea bucurie să vă salut cu pacea Domnului Hristos și să introduc un subiect care poartă titlul Fuga voastră. Nu este greu de anticipat că versetul cheie al acestui studiu se bazează pe textul din Matei, capitolul 24, versetul 20, unde Domnul Iisus Hristos ne spune: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Sigur că subiectul acesta poate fi abordat din cel puțin trei sau patru perspective. Putem să ținem o predică sau să facem un studiu pe baza cuvântului iarnă. Putem să facem un studiu pe baza cuvântului fugă. Putem să facem un studiu pe baza cuvântului sabat. Sau putem să facem un studiu pe baza cuvântului rugați-vă. În această seară, evident, am ales ca să studiem despre fuga voastră. Expresia fuga voastră este unică în Scriptură, prieteni. Am căutat în toată Biblia și vă rog să mă credeți, nu mai există o altă expresie, nici măcar similară ca aceasta, fuga voastră. Deci nu există o altă expresie formulată în această manieră decât în Evanghelia lui Matei. Ca noțiune o găsim, evident, în câteva instanțe foarte importante, mai ales pentru cei care așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos, fuga voastră. Fuga. Prieteni, ce este aia fuga? O virtute? Un act de lașitate, o pierdere a credinței, un act de înțelepciune, o ascultare strictă de porunca lui Dumnezeu. Știți, răspunsul depinde de circumstanțe. Spre exemplu, am găsit în Scriptură cel puțin 7 instanțe pe care le voi aborda pe scurt, după care trecem în miezul subiectului. Prima fugă care ne este raportată este fuga lui Adam. Fuga lui Adam a fost generată de frica de consecințe, nu? După ce a păcătuit. Fuga lui Cain, care este la fel generată de frică, teamă și frica de consecințe. Avem fuga lui Lot. De data aceasta, fuga lui Lot din Sodoma și Gomora este un ordin dumnezeiesc, o poruncă de a cărui ascultare atârna, prieteni, viața sau mântuirea acestuia. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, care n-a ascultat de acest ordin. Apoi avem de a face cu fuga lui Moise. Fuga lui Moise a fost generată de o acțiune firească făcută în numele lui Dumnezeu, pe care avea să o regrete mai târziu. Însă eliberarea lui Israel nu avea să se facă prin braț de carne, așa cum sugerea în genere virtuțile păgânismului. Știți, cultura păgână în genere scoate în evidență, pune accent pe virtutea omului, pe geniul lui, pe IQ-ul lui, pe capacitatea lui de a găsi soluții în situații imposibile. Când, de fapt, religia creștină pune accentul și subliniază ideea că omul nu poate să facă nimic și Dumnezeu poate să facă totul. De aceea avem și idioma sau expresia tipică de abia așteaptă Dumnezeu să nu mai faci tu nimic ca să poată El totul. Iată cât de minunată este experiența de viață pe care Dumnezeu dorea să o împărtășească cu Moise. E adevărat că Moise avea să regrete mai târziu fapta sa. Eliberarea lui Israel, așa cum spuneam, în mintea lui consta în braț de carne, cum se crede și astăzi, nu? În lumea islamului sau în lumea religiilor occidentale, în lumea celor care crede în războiul sfânt numit jihad sau în lumea celor care crede în războiul sfânt numit cruciade, nu? Allah sau Dumnezeu nu are nevoie de braț de carne pentru a-și îndeplini misiunea și totuși această fugă a lui Moise a fost în providența lui Dumnezeu actul de deces, prieteni, a unui Moise educat în Egipt și nașterea unui Moise educat de data aceasta în sanctuarul naturii, în mijlocul pietrelor necioplite. Știți, fuga lui Moise era de fapt intrarea lui Moise în școala șlefuirii, în școala suferinței care vrea să-l, în principiu, pregătească pentru cea mai importantă misiune a Vechiului Testament. Și nu cred că sunt exagerat când spun aceasta, pentru că cea mai importantă misiune a Vechiului Testament era eliberarea unui popor care avea să producă finalmente nașterea lui Mesia, care este Domnul Iisus Hristos. Oricât de mult am avea resentimente față de comportamentul, istoria, tipul de personalitate, caracterul unei astfel de națiuni, totuși să nu uitam că Israelul este națiunea din care Domnul Hristos avea să se nască. Morala
era următoarea. Moise petrecuse jumătate din viață în mijlocul pietrelor cioplite, slujind unui faraon ateu. Cealaltă jumătate de viață avea să o petreacă în mijlocul pietrelor neciopite în sanctuarul naturii, slujind unui Dumnezeu infinit în iubire. Deci iată că în contextul actual, fuga lui Moise generează sau este produsă de circumstanțe total diferite, greșeala omului slash providența lui Dumnezeu slash o perspectivă mai bună, de-abia așteaptă Dumnezeu să nu mai poată nimic omul ca să poată el totul. Al patrulea caz, dacă nu mă înșel, sau al cincilea, este de data aceasta fuga lui Iacob. Și când vorbesc despre fuga lui Iacob, prieteni, vreau să vă amintesc că voi reveni asupra acestui caz pentru care are mult de a face cu noi. Fuga lui Iacob a fost un act de înțelepciune momentană, nu, dacă vreți, pentru a-și salva viața încurcată de propriile sale decizii, de propriile sale decizii neînțelepte. Vă aduceți aminte ce îi spunea mama? Odată îl punea să mintă și acum îl punea să fugă, nu? Acum, fiule, ascultă sfatul meu, scoală-te, fugi la fratele meu, la Ban, în Haran și rămâi la el câteva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce ai făcut. Atunci te voi trimite să te cheme. Aici mama lui Iacob, Rahela, săraca care inițial că îl pusese să mintă, acum îl punea să fugă. Tot ce a făcut ea sau inițiativa dumneai ei avea să aducă, într-adevăr, așa cum spunea ea, blestemul acesta să cadă asupra mea. Și, într-adevăr, așa s-a și întâmplat. Pentru că ea n-a mai ajuns să-l cheme pe Iacob înapoi, așa cum aștepta sau se aștepta. N-a mai ajuns să vadă că, de fapt, Esau n-avea să uite. Declarația spune, până ce fratele tău va uita ce ai făcut. Esau n-avea să uite ce a făcut Iacob, nu? Și apoi Rahela a murit. Pentru ea, acest film de aventură a propriului fiu s-a încheiat scurt și continuarea probabil că va fi în împărăția lui Dumnezeu, când Rahela își va chema copilul și îl va întreba de sănătate. O altă fugă extrem de similară cu fuga lui Iacob, de data aceasta este fuga lui Ilie. Este cazul numărul 6, dacă nu mă înșel. Izabela a trimis un sol la Ilie, spune Biblia, să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face din viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat. Adică, bine, a plecat, a fugit ca să scape viața. A ajuns la Berșava, care ține de Iuda, și și-a lăsat acolo slujitorul. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. 1 Împărați, capitolul 19, versetul 2 și 4. Prieteni, aici avem de-a face cu un om obosit, ca Ilie, prins cu garda jos, nemâncat, hăituit și singur. În ziua de ieri, nu, în capitolul de ieri, care este de fapt un capitol victorios, capitolul 18, 1 Împărați, capitolul 18, îl găsești pe Ilie, un om care era cu Dumnezeu, un om plus Dumnezeu era majoritatea, o atitudine invincibilă. În capitolul 19 îl găsim pe Ilie, un om fără prezența lui Dumnezeu, care este egal zero. Chiar și un reformator, detalia lui Ilie, fără prezența lui Dumnezeu, n-are nicio valoare. Fuga lui Ilie este o lecție pentru cel care crede că stă în picioare. Vezi Corinteni, capitolul 1, versetul 10, capitolul 10, mă iertați, versetul 12, unde spune astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În momentul în care Ilie a ajuns să spună nu sunt mai bun decât părinții mei, a ajuns la cota spirituală zero. Era momentul în care Domnul Hristos putea să-l mântuiască și să-l salveze pe Ilie. Niciunul dintre noi nu vom putea fi mântuiți, prieteni, fără ca să ajungem să rostim aceste cuvinte, nu sunt mai bun decât părinții mei. Și sigur că astăzi, în lumea civilizată, bisericile, tradiția în genere, vorbește cu eleganță și cu respect față de
părinții spirituali din generațiile precedente. Dar iată că în contextul acesta Ilie face o remarcă care scoate în evidență faptul că părinții lui n-au făcut tocmai faptele vrednice de a se identifica cu un popor ales sau un popor al lui Dumnezeu. Și acum el, care dorea să facă ceva mai bine, să înfăptuiască lucrurile mai frumoase, mai credibile, pline de credință ale lui Dumnezeu, sigur că el credea că va ajunge să facă ceva mai bine, ceva mai bun decât părinții lui. Și a ajuns să spună: băi, am crezut că voi fi mai bun decât părinții mei, dar nu sunt. În genere, când facem declarații de genul acesta, aceste declarații pun baza sau temelia adevăratei reconcilieri, adevăratei împăcări între frați, între oameni, între curente religioase și chiar în marea familie adventistă. Atunci când niciunul dintre curente nu va spune: eu sunt mai bun ca tine, ci va spune: nu sunt mai bun decât părinții mei, fie că de la 1844, fie că de la 1905, fie de la 1951 și așa mai departe. Când cu toții vom spune: nu sunt mai bun decât părinții mei, atunci practic punem bazele, stabilim condițiile fundamentale pentru cea mai frumoasă reconciliere pe care Domnul Hristos o așteaptă, pentru care s-a rugat: Doamne, fă tu ca acești oameni până la urmă să fie una, să depășească lucrurile care nu sunt de o importanță extrem de vitală și mântuitoare și să înțeleagă adevărurile fundamentale care îi vor face prețioși în ochii mei. Din nou, ca și Moise, Ilie are o moarte spirituală și o naștere spirituală. Ilie cel firesc moare și învie sau se naște un Ilie care, prin sângele Domnului Hristos, acum, la gradul zero, la cota zero a experienței sale spirituale, spune: sunt gata să mor. Atunci Ilie a fost gata să trăiască. Câteva declarații din Pana Inspirată care mi se par atât de frumoase ca și o lecție pentru noi. În noaptea aceea, un sol l-a trezit pe profetul obosit și i-a transmis cuvântul Izabelei, dat în numele zeilor ei păgâni, ca în prezența Israelului el va face lui Ilie ce a făcut el profeților lui Baal. Ilie ar fi trebuit să înfrunte această amenințare și acest jurământ al Izabelei, făcând un apel pentru protecție la Dumnezeul Cerului, adică să se roage, nu? Dumnezeului Cerului care îl însărcinase să împlinească lucrarea pe care finalmente Ilie a săvârșit-o. Ar fi trebuit să îi spună solului lui Dumnezeu, în care se încrezuse, va fi protectorul său împotriva urii și amenințărilor Izabelei. Însă credința și curajul lui Ilie par să-l părăsească. Se trezește din somn uluit, îl pierde din vedere pe Dumnezeu și fuge să scape viața, ca și cum răzbunătoarea sângelui vărsat ar fi chiar în spatele lui, adică Izabela. Îl lasă pe slujitorul său în urmă pe drum, iar în zori se află singur, departe de locuințele oamenilor, într-un pustiu dezolat. Dragii mei prieteni, cât de tristă este această experiență a lui Ilie, cât de trist este acest raport pe care Pana Inspirată îl înregistrează pe paginile istoriei. Ilie ar fi trebuit să se încreadă în Dumnezeu, care îl avertizase când să fugă și unde să găsească adăpost împotriva Izabelei, în siguranță față de Ahab, care îl căuta neobosit. Domnul nu l-avertizase de data aceasta să fugă. Dacă ar fi așteptat cu credință și răbdare, Dumnezeu și-ar fi protejat slujitorul și i-ar fi dat o altă biruință răsunătoare în Israel, abătând judecățile sale asupra Izabelei. Omul este om și fără Dumnezeu nu valorează doi bani, cum zice românul. Merg la următoarea instanță, fuga lui Iosif și a Mariei cu copilul Iisus în Egipt. Vă aduceți aminte, în Matei capitolul 2, dacă nu mă înșel, a fost un această fugă a lui Iosif și a Mariei împreună cu copilașul Iisus a fost un act de înțelepciune divină, prieteni, care anticipa în mod profetic masacrul pe care Irod intenționa să-l inițieze pentru a-și asigura tronul cu orice preț. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare.
Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și noaptea au plecat în Egipt. Acolo au rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: Am chemat pe fiul meu din Egipt. Matei, capitolul 2, versetul 12 la 15. Dragii mei prieteni, observăm că aici, când vorbim despre fuga lui Iosif și fuga Mariei, vorbim despre o fugă ordonată, hotărâtă de Tatăl Ceresc, este o fugă care are un caracter providențial și care scoate în evidență faptul că Dumnezeu anticipă mișcările dușmanilor credinței și anticipă mișcările oamenilor răi, le elimină planurile prin providența sa divină. Aș vrea să scot în evidență ultima circumstanță în care ni se explică despre rațiunea fuga noastră sau fuga voastră. De data aceasta o găsim în Matei capitolul 10, versetul 23, unde Domnul Hristos ne spune: Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Adică ori de câte ori vă vor prigoni, imaginați-vă, nu veți putea consuma harul până la venirea mea. Deci harul meu vă este de ajuns, este foarte aplicabil textul aici. Nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel, cetățile de scăpare, până va veni Fiul omului. De câte ori vom fi prigoniți, Dumnezeu va avea o soluție pentru poporul său. Prieteni, ce observăm aici? În circumstanțe diferite, oameni diferiți, motive diferite, dar același Dumnezeu vegheator. În cele 7-8 instanțe pe care le-am scos în evidență, noi ca popor al lui Dumnezeu avem acest subiect de studiu. Doamne, fuga voastră, Tu ai spus fuga noastră, Doamne, dar unde să fugim? Când să fugim? Încotro, arată-ne reperul, ca și Ilie, poate că acționăm pripit și nu așteptăm o comandă specială din partea lui Dumnezeu. Mă reîntorc la subiect. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Asta înseamnă că rugăciunea, prieteni, poate schimba viitorul? Poate rugăciunea atinge inimi? Poate rugăciunea schimba gânduri? Poate rugăciunea să stingă focul? Poate rugăciunea să despartă râuri și mări și oceane? Poate rugăciunea chiar să miște până acolo și brațul lui Dumnezeu? Aceste întrebări ar trebui să ne pună pe gânduri. Rugăciunea, cât de neglijată este ea, sursa puterii, canalul de conexie sau cablul de conexiune cu cerul este la îndemâna fiecăruia dintre noi și totuși accesăm, prieteni, acest rezort al puterii divine atât de puțin în viața noastră. Și dacă ne rugăm, mai punem o întrebare de sceptic, suferiți-mi o clipă de nebunie, cum zicea Pavel, și dacă ne rugăm se amână iarna, Doamne? De ce nu? Cum a stat soarele mai mult decât trebuia să stea pe cer atunci când Israel lupta și Moise stătea cu mâinile ridicate? Oare n-ar putea Domnul să amâne și iarna? Și până la urmă, de ce este Domnul Hristos așa de îngrijorat de iarnă? Ce, nu vom avea iarnă sau nu avem iarnă? Câte ierni, spune scepticul, câte ierni n-au trecut pe la noi sau peste noi? Câte primăveri n-au trecut peste noi? Încă o iarnă în plus, nu va face nicio diferență, nu-i așa? Iarna de care vorbește Mântuitorul este o iarnă fără gaz, fără sobă, fără lemne și fără foc. Deci în cazul acesta, cel mare vine, dar să nu vină și iarna odată cu el. Păi ce depinde de noi? Da, dacă ne rugăm, rugați-vă pentru ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Și cum, dacă ne rugăm, Domnul poate opri pe dușmanii săi să nu vină peste noi, să ne omoare tocmai în ziua de odihnă, în ziua de sabat, în ziua care noi ne rugăm și ne bucurăm în Domnul? Da, rugăciunea și fuga și rugăciunea sunt și stau împreună în vremurile din urmă. Cum stă împreună iarna și sabatul? Rugăciunea și fuga este prima parte a pachetului, iarna și sabatul sunt celelalte două elemente ale pachetului.
Există un paralelism extraordinar între fuga lui Iacob și fuga lui Ilie. Și aici mă întorc la cele două cazuri specifice care sunt extrem de importante pentru viața noastră spirituală. Din cele 7 cazuri am ales pe aceste două pentru că rezonează cu experiența ultimilor așteptători ai Domnului Isus înainte de revenirea sa, prieteni. Vom analiza cazurile împreună și cred că vom extrage lecții extrem de prețioase pentru viața noastră spirituală și nu numai, nu? Iacob, uitați-vă la acest aspect. Iacob fuge de frică și de rușine pentru ce a făcut tatălui său. Ilie fuge și el de frică și de dezamăgire că Dumnezeu n-a intervenit să producă o reformă în Israel. Ce îi rodea sau ce îi afecta pe cei doi, pe Iacov și pe Ilie? Era singurătatea. Iacov se simțea singur în pustie. Ilie era și el un fugar siguratic și chiar o declara, iată că am rămas singur din toți cei care cândva slujeau. Ambii, Iacov și Ilie, aveau să vadă cerul, dar diferența e următoarea. Iacov avea să viseze cerul. Ilie avea să intre în cer, literalmente. Iacob avea să viseze unde avea să meargă Ilie. Și sper din toată inima că vom avea posibilitatea ca acolo unde a visat Iacob că va merge, să mergem și noi. Ce învățăm din această fuga lui Iacob? Și apoi ce învățăm din viața și fuga lui Ilie? Este că adevărul se revelează în trei trepte. Sau adevărul crește în lumină gradual, treptat. În experiențele acestor doi, se pare că înțelegerea intenției lui Dumnezeu cu privire la ei se face în trei trepte. Iacob visează, numărul 1, treapta 1, o scară, treapta 2, agitație, îngerii care umblă pe scară în sus și în jos și treapta 3 îl vede pe Domnul care ține de scară, ca să nu pice scara, nu, Dumnezeu ține de scară. Ilie urcă pe scară, Ilie mănâncă de la îngeri și Ilie vorbește cu Domnul pe care l-a văzut Iacov în viziune, în vis, la intrarea în peșteră de data aceasta. Sau Ilie vorbește cu Dumnezeul pe care l-a văzut Iacov în viziune. Ilie era la intrarea în peșteră și Dumnezeul care l-a văzut Iacov că ține scara era același Dumnezeu cu care Ilie avea să vorbească. Când a venit criza în Israel, Ilie a fost surprins în aceste trei ipostaze. Prima ipostază, când a venit seceta și, mă rog, schimbarea aceea climaterică, de care cei de astăzi fac mare caz, dar o schimbare climaterică, o schimbare climatică, o schimbare climatică generată de Dumnezeu, nu de ființa umană, spune că Ilie a primit comandă ca să plece. Zice, și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Și uitați-vă la cu ce îl hrăneau corbii. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne. Dimineața și pâine și carne, seara și bea apă din pârâu. Se pare că Ilie avea două mese pe zi. Pâine și carne dimineața, pâine și carne seara. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, spune Biblia, căci nu mai căzuse ploaie în țară. Intraseră în schimbările climatice, intrase în această încălzire globală pe care o generase Dumnezeu. Dumnezeu îl trimite pe Ilie să înțeleagă pasul 2 al revelației lui Dumnezeu și al revelației caracterului lui Dumnezeu față de Ilie. La Serapta Sidonului, știți că ni se spune în Luca capitolul 4, versetul 25, ce spunea Iisus, cu tristețe poporului Dumnezeu. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel, spunea Iisus, și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă, Sarepta Sidonului. Vedeți, dragii mei prieteni, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Tatăl Ceresc și ochiul dumnezeiesc
nu ține cont de aparență, nu ține cont de cum arată omul, nu ține cont de fața omului, nu? Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit din nou, de data aceasta nu corbilor, ci am poruncit unei femei, văduve, săracă, să te hrănească. Din nou porunca lui Dumnezeu este o aducere a lui Ilie mai aproape de cer. El a făcut după cuvântul lui Dumnezeu și multă vreme avea să se hrănească Ilie din mâncarea pe care o oferea femeia. Păina din oală n-a scăzut, unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul care îl rostise Domnul prin Ilie. Deci, iată, adevărul gradual de la pâine și carne ajunge la turtă, nu? Făină și ulei, unde lemnul respectiv. Mai târziu spune că la un moment dat Dumnezeu i-a spus să plece și de acolo. Și iată că un înger l-a atins și i-a spus, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâi lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară și s-a atins de el și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb, 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 3 la 5. Ce observăm? Lumina crește în trepte. Carne, pâine, turtă, unde lemn, făcută, și mai târziu, a treia versiune, turtă făcută pe piatră și apă. Prieteni, ce pot să spun? Până acum am cam împins turta în viitor, că va veni undeva vremea să ne lăsăm de obiceiurile noastre temporare, dar acum poate că vedem ceva schimbări în lumea în care trăim, în lumea în care suntem forțați să mâncăm gândaci și poate că Dumnezeu va apela la conștiința noastră și ne va împinge turta înapoi. Turta de pe piatră, Îngerii lui Dumnezeu sunt mai aproape de noi ca oricând. Turta aceasta cu care vom mânca, din care vom mânca și vom putea primi putere 40 de zile și 40 de nopți, noaptea strâmtorării lui Iacov este mai aproape ca oricând. Turta este mai aproape ca oricând. Îngerul este mai aproape ca oricând. Prieteni, Iacov vede scara. Ilie urcă pe ea. Iacov vede îngerii, Ilie mănâncă de la îngeri, Iacov vede pe Domnul Iisus, Ilie vorbește cu Domnul Hristos la intrarea în peșteră. Adevărul în trepte înseamnă adevărul relevat în funcție de cum are omul disponibilitatea de a-l primi. Vedeți dumneavoastră morala acestui vis, o scară, nu? Traficul de pe scară, îngerii care coboară și vin și cine ține scara. Acestea sunt cele trei detalii ale visului. Scara, prieteni, este suficient de lungă să ajungă atât de jos ca să poată urca și un păcătos ca mine și ca tine. Sunt sceptici în biserică care nu spun că nu există Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, dar sunt sceptici care spun, oare scara aia ajunge și până la un păcătos ca mine? Da, scara aceea stă pe pământ, ajunge și până la un păcătos ca tine. Da, scara nu va fi împinsă pe pământ, prieteni. Cine ține scara? Iisus este scara și Tatăl ține de scară. Pământenii pot urca. Cât de frumoasă este această experiență! Visul acesta are, practic, trei mesaje. Acces, asistență și asigurare. Acces la ce? Păi acces la cer. Domnul Hristos, care este scara, care este puntea de legătură între om și Dumnezeu, este a produs acest acces la mântuire și la viață veșnică. Asistență. În procesul vieții pe pământ nu suntem singuri. Îngerii lui Dumnezeu urcă și coboară pe scară. Sunt foarte ocupați cu mântuirea oamenilor, cu ascultarea rugăciunilor care sunt cărate la ceruri de mâini sfinte. Asigurarea. Păi asigurarea este că mântuirea este posibilă pentru că cel care ține scara este credibil.
Cine ține scara este Dumnezeu și Dumnezeu nu te va abandona niciodată. Mă asigur că avem câteva principii care vreau să le scot în evidență cu privire la acest itinerariu al nostru către ceruri, fuga voastră către ceruri, fuga noastră către scară, urcușul nostru către scară privind la cer. Există câteva principii fundamentale pentru a urca scara fără riscuri. Niciodată să nu-ți iei privirea de la cel care ține de scară. Adică la Dumnezeu, principiul numărul 1. Urci pe scară, nu te uiți în jos, te uiți în sus. Niciodată să nu te oprești din urcat, principiul numărul 2. Niciodată să nu te uiți în jos, principiul numărul 3. Niciodată să nu măsori cât de sus ai ajuns ca să n-amețești. Niciodată să nu schimbi viteza de urcat. Să păstrezi aceeași viteză cu viteza îngerilor care te conduc. Nu urca scara cerului în marșalier. Sau mai bine zis, nu urca spre cer cu spatele. Nu urci scara cu spatele, prieten. Când urci scara cu mâinile, tragi treapta următoare, te susține treapta următoare și cu picioarele te împingi de treapta anterioară. Așa este și cu dragostea și cu pedeapsa, nu? Dragostea te atrage cu frânghii de iubire, pedeapsa te împinge în aceeași direcție. Am locuit în Constanța, undeva la CET, cei care locuiți în zona aceea, pe lângă viile noi, mi-aduc aminte, eram copil în 1987, am avut cumva îndrăzneala să mă urc pe scara unuia dintre cele trei turnuri care erau pe vremea aceea la CET. Am imaginea din satelit în fața dumneavoastră și vreau să vă spun, prieteni, că am urcat până sus și am avut tendința să mă uit să văd cât de sus sunt. Când m-am uitat în jos, am avut un moment de panică și era cât pace să-mi dau drumul de acolo de frică. Apoi m-am încurajat în mine, m-am rugat și am început să cobor în jos foarte, foarte, foarte lent. A fost un moment în care am văzut moartea cu ochii și de aceea am spus și am enumerat aceste principii în legătură cu urcatul pe scară, pentru că este fundamental să respectăm aceste condiții în timp ce accesăm viața noastră spirituală. Dragii mei prieteni, de atunci nu mi-a mai fost frică de înălțime și nici astăzi nu mi-este frică de înălțime, dar am învățat un lucru, să nu mă uit în jos. Un aspect, asistența îngerilor, nu? Avem de a face cu accesul la cer, care se face prin scară, asistența care o primim de la îngeri ca să ne ajute să ajungem acolo și asigurarea că Domnul ține scara. Mă opresc un pic la asistență. În procesul vieții pe pământ nu suntem singuri, așa cum spuneam, și că avem pe Domnul cu noi până la capătul pământului. Iată că sunt cu voi până la capătul pământului. Domnul Hristos n-a făcut economie de îngeri ca să-i trimită în viața noastră și să ne ajute, să ne salveze. Circulam de la Arizona, de la Phoenix, către Los Angeles și în fața mea o mașină plină cu mobilă a scăpat, probabil că au împachetat acea mobilă în mod neglijent, iar un pat, un couch sau un pat din ăsta care se rulează sau se desface, a căzut din mașină exact în fața mea. Aveam 130 de kilometri la oră, prieteni. Am într-o manieră care nu îmi este explicată nici astăzi, am simțit cum volanul se trage către dreapta și am putut să ocolesc în instanța aceea, în ultimă instanță, un accident care ar fi fost catastrofal sau fatal pentru mine. N-am fost eu, vă rog să mă credeți, conduc de 33 de ani, 34 de ani și mai bine, n-am avut niciodată un accident, dar și nici nu pot să îmi dau aere de un șofer bun sau nebun, dar am simțit în momentul acela că o putere supranaturală a luat cârma volanului meu și mi-a scăpat viața. După ce am trecut de momentul acela, m-am uitat în oglinda retrovizoare și în spatele meu venea un tir care probabil că avea pe cineva în cabină sau nu a fost suficient de atent și când a văzut acest pat în mijlocul autobenzii, a pus frână, am văzut cum tirul se umple autobanda și se pune de-a curmezișul, iese de pe carosabil și după aceea am văzut o groază de mașini care accesau spatele tirului. A fost un nor de praf și după aceea am observat că n-a mai venit nicio mașină după mine. Prieteni, experiența aceasta este o experiență reală care am văzut-o nu odată, nu de două ori. Mergeam din Toronto la Kitchener
Și tot așa, viteza era de 130 de km pe oră și la un moment dat văd că sunt depășit de un SUV, de un sport utility din asta, o mașină mare, și era o doamnă la volan și la un moment dat a pierdut direcția, a pierdut controlul volanului și era la probabil 3 metri spre mine, mașina ei o luase exact perpendicular în fața mea. N-am mai știut ce să reacționez, am văzut cum împotriva oricărei forme fizice pe care noi o cunoaștem în lumea fizică, în lumea pământeană, mașina ei a fost împinsă de o mână nevăzută în cealaltă parte a carosabilului. Am avut doar șansa să trec pe lângă ea. După ce s-a lovit de zidul de beton care marca centrul autobenzii, a ieșit în aceeași direcție când era să mă lovească. A trecut dincolo, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat de câteva ori. Am văzut moartea cu ochii de atâtea ori, prieteni, și am văzut că am primit asistență de la Dumnezeu în viața aceasta mai mult decât o meritam sau mai mult decât am meritat vreodată, pentru că finalmente n-am meritat niciodată să primesc asistență de la Îngerul lui Dumnezeu, dar în procesul acesta al vieții pe pământ, Domnul Hristos n-a făcut rabat de niciun înger, n-a făcut economie de îngeri ca să-i trimită să aibă grijă de noi și să ne păzească viața. Asigurarea după asistență, nu? După accesul la cer, după asistența îngerilor și a Domnului nostru Iisus Hristos, avem de-a face cu asigurarea că Dumnezeu ține scara și că El nu ne va abandona niciodată. Să știți că Domnul Hristos nu l-a abandonat nici pe Iuda. Nu Iisus a plecat de la Iuda, ci Iuda a plecat de la Iisus. Nu Iisus a părăsit camera de sus, ci Iuda a părăsit camera de sus. Nu harul lui Dumnezeu îl părăsește pe om, ci omul părăsește harul lui Dumnezeu până când Duhul lui Dumnezeu nu mai poate atinge, nu mai poate coopera cu lobul frontal, cu mintea omului. Prieteni, Domnul Iisus ține scara. Aceasta este asigurarea. La cârmă este Tatăl meu. Știți, în viața noastră atât de super ocupată, ca așteptători ai Domnului Hristos, riscăm să rămânem încă cu corbii. Riscăm să rămânem la primii pași ai adevărului și fără să avansăm progresiv în valorile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit prin cuvânt, și prin prorocie. Așa că fuga noastră este fuga lui Iacob și fuga lui Ilie. Avem scara, avem îngerii, avem pe Dumnezeu care ține scara. Practic avem de toate. Nu există rațiune și nu există motiv, prieteni, ca să pierdem mântuirea. Dacă vreți să mai citim o dată visul, în Geneza, Paranteză 28, spune și a visat, Iacov a visat o scară rezemată pe pământ, a cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau de pe scară și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul Dumnezeului tatălui tău Avram și Dumnezeul tatălui tău Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și semeției tale. Dragii mei prieteni, fuga lui Iacob duce la cer, scara îngerii și Isus. Fuga lui Ilie duce la cer, scara îngerii și pe Domnul Hristos. Știți, mă gândesc că Iacob săracul a fugit, nu pentru că i-a dat Dumnezeu comandă, dar a făcut două greșeli pe care și noi le putem face în viață. Prima dată, cumpără dreptul de întâi născut prin a-i vinde fratelui său o supă de linte. Era o supă vegetariană. A doua oară, cumpără dreptul de întâi născut și vinde tatălui său un alt fel de supă. Era o supă cu miel, așa cum știa Rebecca să o gătească, pentru că Isaac era mai gurmand. Se pare că și dieta în viața lor de familie diferea. Rebecca și cu Iacob aveau un fel de mâncare, Esau și cu Isaac aveau și ei un alt fel de mâncare. Ăștia mâncau mai multă supă, ăștia mâncau mai mult grătar, cu două supe. Iacob a încercat să cumpere ceva ce era deja a lui. De ce era necesar Iacob să cumpere de la fratele lui o binecuvântare care era deja a lui? De ce era necesar ca să îi vândă tatălui său o supă, așa cum îi plăcea stomacului său sau sufletului său, ca să fiu mai biblic, să primească o binecuvântare care deja era promisă de la naștere? Prieteni, și noi suntem la fel ca ei. Pentru două supe, pentru două vânzări, el a vândut și a cumpărat, nu? De două ori a vândut și a cumpărat dreptul de întâi născut. Și pentru acest motiv avea să se roage toată noaptea.
Când s-a întors cu alaiul său de soții și de copii și de oi și vaci, tot ce mai avea acolo, spune că a intrat în noapte și s-a rugat lui Dumnezeu. În timpul nopții a avut și o luptă, o luptă de arenă, o luptă fizică cu un așa zis dușman, pentru că în noapte nu-l putea identifica. Bineînțeles că s-a luptat cu cel la care se ruga. Iacob se lupta cu Domnul Hristos, se lupta crezând că e dușmanul. De câte ori noi ca oameni ne luptăm cu Dumnezeul nostru, cu Mântuitorul nostru, crezând că este dușmanul. Cea mai frumoasă rugăciune care a fost făcută vreodată de un om pământean, pe lângă rugăciunea lui Moise, care spunea, șterge numele meu din cartea vieții, dar lasă poporul ăsta să intre, rugăciunea lui Iacob a fost o rugăciune care i-a topit inima Domnului Hristos. Acolo, noapte, 6 ore de, eu știu, 11 noaptea până la 4-5 dimineața, când se arătau zorile, Iacob se lupta cu Domnul Hristos. Până acum, în tradiție, mi se spunea că Esau era păros, Esau era boxiorul, era Esau acela care avea să conducă tribul lui Isaac. Iar Iacob era un băiețel din ăsta mai bun de nimic să spele vasele la bucătărie. Dar iată-ne aici că vedem, avem de-a face cu un Iacob care se luptă toată noaptea. Aici în America, cei care vor să meargă la luptele astea de arenă se antrenează câte 9-10 ore pe zi, timp de aproape 9 luni, ca să stea 3 minute sau 3 reprize în ring și să poată supraviețui. Deci, în momentul în care îl vedem pe Iacob că stă în ring 6 ore, și se luptă cu Domnul Hristos, care nu era un luptător obișnuit, nu? La un moment dat, Iacob spune, băi, nu mai pot, nu mai pot, e mai puternic ca mine, mă biruiește, Doamne, ajută-mă! Și era, de fapt, Isus aceluia căruia lui confesa toate aceste declarații. Important este pentru noi în această seară să înțelegem ce spunea Domnul Hristos în Matei, capitolul 24, rugați-vă! Exact ce a făcut Ilie. Doamne, nu sunt mai bun. Iisus spune, rugați-vă. Este exact ce a făcut Iacov în noaptea strâmtorării. Rugați-vă. Iacov s-a rugat și a făcut o rugăciune superbă care a topit inima. Ilie s-a rugat și a făcut o rugăciune superbă care i-a deschis poarta către cer. Pentru că tot vorbim despre cele trei trepte, adevărul descoperit în cele trei trepte. Știți că prima dată a venit vântul și Dumnezeu nu era acolo, a venit focul. Dumnezeu nu era acolo, a venit un cutremur de pământ, Dumnezeu nu era acolo, a venit un sursur blând, o voce suavă, cea mai frumoasă melodie a cerului și acolo era Domnul Hristos. Dragii mei prieteni, lăsați corbii în istorie, progresăm prin harul lui Dumnezeu de la corbi la văduva din Sarepta și de la văduva din Sarepta să mergem la gura peșterii unde turta este pregătită de Îngerul lui Dumnezeu pentru a primi putere 40 de zile și 40 de nopți, să putem să stăm în marea zi a judecății. Există o viziune pe care a avut-o o persoană înțeleaptă, unde se spune că era o luptă mare între steagul lui Emanuel, steagul Domnului Hristos și steagul Întunericului. Și se spune că poporul cam obosise și era în vale. Stegarul, soldatul care ducea steagul, era în deal. În viziunea respectivă se făcea că oamenii din vale spuneau stegarului, coboară cu steagul la noi. Iar stegarul spunea, nu, 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 veniți voi la steag, steagul nu poate veni la voi. Este o regulă militară chestia asta. Întotdeauna steagul este urmat de armată, nu steagul urmează armata. Steagul este vârful de lance, reprezintă libertatea, reprezintă principiile, reprezintă virtuțile, aspirațiile, idealurile acelui popor. Avem un steag și pe numele lui, pe el, pe steagul acesta este scris numele Domnului nostru Iisus Hristos, Emanuel. Așa că în această seară sper ca prin harul lui Dumnezeu să putem să ieșim din vale și să urcăm pe deal, acolo unde soldatul cu steagul este și care poartă numele și cinstea și valorile și virtuțile acestui Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Știți, fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. În realitate, prieteni, pana inspirată ne spune că
Unii vor fi vânduți ca sclavi, alții vor fi deportați, alții vor fi băgați în pușcării, alții vor fugi la munți și alții vor merge în tribunale să mărturisească pentru credința în Domnul Hristos și credința în valorile cuvântului lui Dumnezeu. Știu că există întotdeauna această dorință să fugim la munți, să fugim la munți. Eu vă spun un singur lucru, experiența personală. Vom fugi exact acolo unde ne dă Dumnezeu comandă să fugim. Ne vom găsi în noaptea strâmtorării lui Iacov, exact acolo unde Dumnezeu vrea ca să fim prieteni. În realitate, vreau să spun că dacă ne rugăm, vom ști unde să fugim. Așa cum spunea Iisus, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Rugați-vă ca să știți să nu vină peste voi persecuția nici iarna și nici într-o zi de închinare. Interesant este că dacă ne rugăm, vom ști unde să ne ducem. Domnul Iisus ne va arăta direcția. Dacă nu ne rugăm, nu vom ști unde să mergem. Eu cred personal că vom fi fiecare dintre noi acolo unde Domnul Hristos va hotărâ, vom fi exact acolo unde Domnul Hristos ne va spune și în funcție de cum ne vom ruga, evenimentele se vor așterne în fața noastră. Haideți să visăm visul nostru. Ne place să visăm visul altora. Ne place să avem viața altora. Dar asta nu este un călăuzitor bun. Nu este un ghid înțelept. Nu vreau să visez visul tău. Nici tu nu vrei să visezi visul meu. Dar fiecare dintre noi vrem să avem visul nostru. Visul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Și dacă e până la urmă, haideți să avem visul lui Iacob. Să visăm și noi scara, să visăm îngerii și să visăm pe Dumnezeu care ține de scară ca noi să nu cădem. Știți, exista o experiență, un pilot trecea cu un avion deasupra unei ferme și un băiețel jos, săracul, lucra, l-a scos cartofii. Băiatul se uită spre cer și visa și el ca într-o bună zi să fie pilot, să zboare și el liber prin cerul acela extraordinar de senin. Pilotul se uită în jos și vedea pe băiețelul care scoate cartofi și visa și pilotul spunând, wow, ce bine ar fi ca să devin și eu într-o bună zi un băiat, ca să nu mai plătesc chitanțele, un băiat de țară care să lucreze în natură și să nu mai stau închis în această cutie. Băiatul se uita la avion și vedea libertate. Pilotul se uita la pământ și vedea libertate. Băiatul era liber să se miște oriunde și era în sărăcie. Pilotul era într-o cutie care se miște avion, din care nu se putea mișca 12 ore și ura locul acela de pilot și vroia să și râvnea și tângea ca să fie ca băiatul. Prieteni, fiecare dintre noi visăm visul altuia. Dar ceea ce este important pentru noi în această seară este să visăm visul lui Dumnezeu, să visăm visul lui Iacob, să avem visul nostru acela de a fi mântuiți, împăcați cu Dumnezeu și salvați. Eu am fuga mea, tu ai fuga ta. Fiecare are fuga lui. Nu râvni să ai fuga altuia. Râvnește să ai fuga pe care ți-o dă Dumnezeu. Rugați-vă ca să vă dau eu înțelepciune, să știți unde să fugiți, când să fugiți, cum să fugiți. Dumnezeu știe, dar începuturile adventismului au fost războiul. Sfârșitul adventismului și venirea Domnului Hristos va fi tot războiul. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, să ne dea putere, credință și speranță, să putem să ne rugăm, așa cum spunea Domnul Hristos, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabă. Prieteni, Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, să ne dea înțelepciune, dragoste și iubire, ca să putem face voia Lui. În această seară avem doar datoria să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm. Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru privilegiul acesta și vă invit la un moment de rugăciune. Bunule Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru acest moment de părtășie cu tine, pentru acest moment de meditație, pentru înțelepciunea care vine de la tine, Tată, și de la dragostea ta și de la Domnul tău, Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru harul tău și pentru binecuvântele cerești. Îți mulțumim pentru înțelepciunea cuvântului, pentru faptul că ne înveți să ne rugăm ca fuga noastră să nu fie iarna și nici într-o zi de sabat. Pentru toate să mulțumim, ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru bătrâni, pentru copii, pentru femeile care poartă copilași la piept, ne rugăm pentru orfani, pentru văduve, ne rugăm pentru sărmani, atâția sărmani și oameni care trăiesc în durere. Ne rugăm pentru cei care nu mai pot de bine,
Ne rugăm pentru cei îmbuibați. Ne rugăm chiar și pentru dușmanii tăi și dușmanii poporului tău. Doamne, mântuiește tu cât se poate de mulți oameni. În numele lui Isus, îți mulțumim. Amin.